Meu este Raul, după cum bine știți, și bine ați venit la a doua ediție Shonen Raw Live aici pe Twitch. Dacă sunteți pe YouTube, vă mulțumesc pentru vizualizare și pentru timpul acordat. Dați un like, subscribe și toate cele. Bun, bine ați venit la Shonen Raw, show despre anime și totul despre anime, pe românește, simplificat și așa pentru toată lumea. E un show pentru toți fanii animeului sau a tot ceea ce înseamnă, distracție, manga, chiar putem intra și o să intrăm azi să discutăm un pic despre manga, dar în primul rând mă bucur că îmi sunteți alături și să începem, să nu lălăim atât de mult. Bun, după cum vedeți avem un pic de setup aici, deci... Ca să nu ziceți că măcar nu știți așa ce urmează, o să aveți și timecodurile pe în descriere pe YouTube. Dacă sunteți live, o să trebuiască să îndurați prin tot ceea ce înseamnă show-ul ăsta, ce o să fie aproape o oră. Iar cu timpul sper că o să fie mai scurt, o să fie mai la punct, o să o să evoluăm și o să fie mult, mult mai bine față de cum e acum. Deci, ce avem acolo în listă? Despre Shonen Raw, un mic update despre genuri. După cum vedeți, suntem pe pagina de genuri. Tot ceea ce înseamnă anime. După care am niște recomandări și nerecomandări, să spun așa. Ce să vezi și ce să nu vezi, iar la sfârșit o memă așa pe placul tuturora. Bun, să vă povestesc un pic despre Shonen Raw, cum a apărut toată ideea asta, de ce o facem, o facem. Sunt momentan doar eu singur, pe viitor sper să mai aduc oameni să povestim, o să avem, sper să lucrăm spre un Discord și... să creștem, bineînțeles, pentru că ăsta e, până la urmă, țelul, corect? Ne apucăm de ceva, măcar să facem treabă bună până la final. Bun. Și ce aveți aici? Bineînțeles, avem subreddit-ul Shonen Raw, deci dacă folosiți Reddit, Rodit, cum vreți să-l numiți, voi dați subscribe, pentru că... aici postez o draie de chestii, la fel și pe Facebook și pe Twitter, la Shonen Raw, deci chiar vă încurajez, dacă vreți, este chat și aici, dacă doriți să interacționați, Twitter, în Twitter-ul, dați un follow acolo, după cum vedeți, e cam gol și aș... aș aprecia să vă văd pe cei care folosiți Twitter la aici în România, să vă văd acolo trântind câte un meme cu hashtag-urile respective, Shonen Raw și Animim, și să discutăm, să râdem, să plângem, să una alta. După cum ați văzut și pe subreddit, este acum un tag pentru recomandări de muzică din anime. Pentru că, să fim sincer, anime-ul dă o draie de muzică. Bun, încă ceva despre, cum zice, Shonen Raw. Sunt un tip, sunt o persoană momentan. După cum vedeți, nu e numai totul serios și pe foarte serios. Mai dăm și niște mimuri, mai și râdem la niște glume proaste sau glume mai de bună calitate. Nu cred că discriminăm tare mult. Și ideea e cu timpul să creștem o comunitate, să avem glumele noastre, să avem cultura noastră și în speranța asta să introducem anime-ul mai în mainstream românesc, pentru că din păcate la noi nu e pe atât de bine cunoscut precum aș vrea. Adică de exemplu, la noi în țară am avut Dragon Ball, primul Dragon Ball, deci nici măcar Z-ul a fost
cu ani în urmă față de alte țări. Noi l-am primit. Eu când mă uitam, de exemplu, cum v-am mai povestit, la Dragon Ball Z în germană, pentru că prindeam TV în germană, era la Cell Saga, iar la noi în țară de-abia începea Dragon Ball-ul. So, aș vrea să introduc cu ajutorul vostru poate mai mult anime-ul aici în țară. De-aia fac și chestia asta, de-aia vreau să povestesc și să vă introduc oarecum la genuri, de exemplu, să povestim de genuri, după care să coborâm încetul cu încetul spre studiourile de animație care sunt, să ne uităm la rankinguri, să ne uităm la toate sezoanele din ultimii ani și să vă recomandăm și să începem așa o mică comunitate care poate nu a fost așa atrasă de animeuri, pentru că tot ce a văzut au fost chestii care nu sunt tocmai appealing sau nu sunt tocmai interesante. Și bineînțeles, ca orice gen de entertainment și formă de artă, dacă te uiți la suprafață, nu-i foarte multă substanță și toată substanța e odată ce intri în adâncimea subiectului. Că la fel am crezut și eu, la fel am avut și aceeași mentalitate și e păcat. E păcat când e atâta calitate și atâta muncă și efort se depune în mediul ăsta. Și cine știe, să sperăm că poate cu anii o să avem ceva care e destul de ambițios și nu știu, își deschide un studio de animație aici în România să facă ceva mai mare. Deși am avut tipii de la Creative Monkeys care au făcut roboții, dar din păcate acea cultură și acea chestie de din păcate nu a crescut la nivelul la care aș fi vrut să crească și care și ei probabil își imaginau că voiau să crească, încât să facă ceva mai serios și mai îndelungat. Na. Apropo, dacă se uită cei de la Creative Monkeys și au nevoie de vreo idee, am mii de idei, call me anytime. Bun, deci cam despre asta e vorba când e vorba de Shonenro, despre mine și cam ce aș vrea eu să fac și aș vrea să vă cunosc și să creștem și să facem toate lucrurile alea minunate. Să trecem un pic mai departe, un mic update. După cum vedeți, o să avem cel puțin săptămânal, deci asta vă asigur că o să fie săptămânal, un live stream, că o să fie de oră, că o să fie de 20 de minute, de 5 minute, de cum îi zice, de 2 ore sau de 4 ore, nu contează, dar o să fie un live stream în fiecare săptămână, asta vă garantez. Încă ceva ce vă garantez, o să fie, adică momentan, să vedem, sunt EMV-urile care sper că v-au plăcut tare mult, pentru că e tare fun să le, well, să le fac și să le creez pentru voi. Și mie mi se par funny, dar, again, poate ai foarte subiectiv și nu mă placul meu. Ce altceva? Deci o să aveți un podcast live, dacă vă uitați live, dacă nu, pe YouTube. O să aveți un video bonus, dacă e un EMV sau un meme sau un ceva, o să găsesc. Și în rest, meme-urile pe pagina de Reddit, pe subreddit, pardon, pe pagina de Facebook și pe Twitter. Cam astea sunt micile update-uri momentan. Paginile de Reddit, Facebook și Twitter au destule views, da. Așteptăm și și sper la mai mult engagement când e vorba de content, aștept la răspunsuri. Deci multe altele suntem mici și la început și cu speranța de a crește
cu timpul. Bun. După cum vedeți, acolo sunt link-urile pentru toate, unde mă puteți găsi, unde ne puteți găsi, unde puteți să comentați, să ne trimiteți chestii, să ne să povestim, să îmi ziceți ce părere aveți despre orice, că îți interesat. Și link-ul acolo sus la MyAnimeList, dacă îl folosiți. Cu tot dragul puteți să-mi trimiteți, cum îi zice, un friend request, iar eu o să accept. Bun, acum să trecem la al treilea topic, și e cel mai important, bineînțeles, e vorba despre genuri. Genurile în anime sunt un pic mai ciudate, pentru că, bineînțeles, sunt multe care sunt efectiv japoneze și nimic altceva, însemnând că au o denumire a lor specifică, iar cu timpul, nu acum, că nici eu nu le știu ca lumea pe toate, dar cu timpul poate le învățăm și o să fie mai ușor să interacționăm. De aia am zis că, băi, și dacă ești, nu cunoști nimica din ceea ce înseamnă anime și abar n-ai cu ce să mănânc anime-ul, trimite video-ul ăsta la un prieten cu timecode-ul din descriere și spui, bă, dacă nu înțelegi, hai că zice asta. Și asta o să fac acum. Bine, o să sar în mare cam peste ceea ce știți că e gen sau deja sunteți you know, cunoscători, că presupun că ați văzut filme, ați văzut chestii, că nu trăiți sub un munte, literalmente, în ceva peșteră, 2000 de metri sub pământ, corect? Bun. Acum să trecem, acțiune. Știți ce acțiune? Vreau să vă mai specific unele chestii. O să intru un pic în detalii la unele și o să vă zic dacă îi vreo diferență, pentru că unele o să vă pară că, băi, e același lucru. Cam în esență multe. Deci avem acțiune, multe bătălii, cum îi zice, mistere sau chestii de astea supernaturale, cu unde se întâmplă multe chestii. Acțiune. Aventură, deja știm ce. Mașini, cars, știm ce. Comedia, presupun că știm ce. Eu nu știam că este genul de demență, nici nu știam că e o chestie. Dar aparent e o chestie și pentru un anumit motiv Neon Genesis Evangelion îi la demență. Ceea ce mă pune să-mi pun o draie de întrebări despre anime-ul ăla, sincer. Bun. Dar da, cam astea intră aici unde merită. Nu vă recomand să vă uitați la asta, nu se merită. La asta se merită. Vă trebuie neapărat să-l vedeți. V-am zis și data trecută când am făcut review și am zis despre ce urmează să vină primăvara asta. Bun, demoni cu demoni, dramă cu dramă, ecchi, deja e primul termen japonez de care ne lovim și e vorba despre, ca să înțelegeți, chestii mai mature, gen deja aici avem nuditate, avem tente foarte, foarte sexuale și explicite, care nu neapărat că le arată până la final sau asta, îs doar implied, implicite, ca să zic așa, chestiile astea, lăsate la imaginația ta ca fie cititor de manga, fie, cum îi zice, vizualizator de anime. Bun, fantezie, știm ce, game, jocuri, știm ce, harem. Harem, again, nu știu, dar din câte știu, harem nici măcar nu e un termen japonez, e unul turcesc, dar e un genre japonez, pentru că
E vorba, bineînțeles, de comedii care se întâmplă, în care se întâmplă să fie și romanță, iar un tip sau o tipă să fie iubit, iubită de trei sau mai multe persoane de-a lungul fie animeului sau a mangaului. Aia e tot. Hentai e pornografie, simplu, aia poate să fie de la chestii cu... Ok, nu, nu o să vă zic. Dacă vreți să căutați, o să găsiți și sunt multe. Dar, fiind Japonia, este totul de la, efectiv, pedofilie, cum este Boku no Pico, la, cum îi zice, aliens, la creaturi din legende și tot felul de tâmpenii de genul. Deci, dacă aia vă sună ca ceva ce vă place, liniștit. Bun, apropo, comunitatea anime pe chestia cu pedofilia zice, bă, dacă e ficțiune, e ficțiune, nu există, așa că nu se pune. Deci eu vă zic numai ce e asta. A ajuns și la să fie o glumă, oarecum meta, chestia asta. Bun, istoric, horror, josei, aici nu vreau să mă încurc, nu vreau să vă induc în eroare. Că îs niște termeni care așa. Bun, da, nu m-am încurcat. Josei sunt manga-uri pentru de obicei tipe adolescente spre sfârșitul adolescenței și tinere femei care sunt mult mai mature în subiect și în felul în care combat sau discută un anumit subiect. Bun, și e încă unul din termenii aia japonezi care efectiv se traduce în cuvântul tânăr adult. Deci aia e tot. Bun, copii pentru copii, magie pentru magie, arte marțiale, mecha. Mecha, dacă nu știți, îs practic îs roboții aia uriași din Power Rangers. Probabil, cred că ăla e cel mai simplu exemplu de dat ca să înțeleagă toată lumea. Sunt niște roboți uriași care sunt pilotați de oameni. Bun. Mai departe. Military, armată, deci chestii fie mai fantastice, fie foarte realiste și depressing, dar multe autentă spre chestii de alea fantastice cu dragon sau cu care erau un exemplu foarte interesant și din câte am înțeles e foarte bun anime-ul ăla din an recent. E vorba despre o vrăjitoare care zboară pe, practic, un sniper și distruge o draie de chestii și armata germană în al doilea război mondial. Aia. Deci, again, poate să meargă în direcția aia. Bun. Sau, de exemplu, mai este unul care l-am văzut și era drăguț, gen era cu două tipe gen de vreo 16-17 ani călătorind pe un tank și încercând să supraviețuiască în timp de război și da. Mai departe, muzică. Despre muzică, idols și cultura idols și tot fel de chestii genul sau trupe. Mystery, parodie, poliție, psychological, romanță, samurai, școală, da. Școală de obicei e foarte mult intersectat cu slice of life. O să le explic după. Ideea e că acțiunea și majoritatea acțiunii se întâmplă în jurul unei școli, liceu sau școală generală, gen clasele 5-8 sau 1-4 sau chestii de genul.
Bun. Sci-fi. Sci-fi deja știți ce e. Nu mai trebuie să-l explic. Seinen. Seinen, cred că l-am mai explicat odată, dar this is the point of... Asta e ca, oricum țelul acestui video și livestream. Cam ca și ceva vrea să fie... să aibă toate chestiile astea explicate, să puteți să le trimiteți acest video, să zică, bă, da, am înțeles. Bun, seinen e practic aceeași chestie ca josei, numai pentru băieți. Deci sunt adolescenți spre sfârșitul adolescenței sau bărbați tineri, să zic așa. Care, la fel ca și josei, vorbesc și combat și... aruncă idei mult mai grele față de ce poți să arunce, nu știu, multe din astea care sunt mai pentru copii sau adolescenți între 13 și 17 ani. Bun. Shoujo. Shoujo îi... Well, shoujo de multe ori e sinonim cu romanță, din păcate. Fiind, având în vedere că îi ideea asta de băi, fetele citesc mai mult romanță, așa că pentru o lungă vreme era tot ce e romanță îi shoujo, deci e pentru fete, e pentru adolescente, e pentru josei, tipe tinere. Dar, după cum vedeți, nu e mai cazul tocmai... în ultimii ani, pentru că avem aici romanță care e la 1700 și shoujo care e la 657 și shoujo acum poate însemna și cu supereroi, cu, nu știu, cu vampir, de exemplu. Am văzut unul foarte fain, nu știu ce era trecut la shoujo, de era vorba despre o tipă de 14 ani sau 15 care s-a mutat într-o casă cu o vampiriță de 300 sau 400 de ani și a fost super adorabil și mi-a plăcut tare mult. Deci acum shoujo îi variază foarte mult, nu e mai numai, e romanță, e și numai pentru fete. Romanță e romanță și e pentru toți dacă e până acolo și mie îmi place că eu am citit foarte multe, foarte, foarte multe și m-am uitat la foarte multe din ele. Cred că majoritatea din listă, dacă nu jumătate, cu siguranță jumate din ele sunt shoujo. Bun, mergem mai departe. Acum, încă un termen așa japonez, specific japonez și numai japonez, este shoujo ai. Practic este un anime sau un manga pentru adolescente între 13-17 ani, dar cu caracter homosexual, ceea ce mie mi se pare awesome și din păcate la anime cam slăbuț, dar pe partea de manga e mult, mult mai bine reprezentată chestia asta. Bun, shonen. Numele canalului, bineînțeles, dar un pic romanizat și un pic mai ușor de pronunțat, că teoretic ăla e un O lung, ai toată chestia. Bun, shonen, e vorba de adolescenți, majoritatea băieți, 13-17 ani. Chestia asta se mai schimbă în ultima vreme pentru că sunt multe tipe care, și sunt multe shonen-uri acum care reprezintă mult mai bine și caracterele feminine față de anii anterior și multe fete și tipe acum se uită la shonen, cum e My Hero Academia sau One Punch Man sau Mob Psycho 100 și îmi place că se ajunge acolo. Bun. Dacă shoujo are shoujo ai, shonen are shonen ai, care e exact aceeași chestie, numai cu băieți. Ai tot.
Deci... Sperăm că vă plac. Bun, mergem mai departe. Slice of Life. Cum ziceam, Slice of Life de multe ori este cam întrelegată cu școala. Deci e pe ideea de multe chestii într-un... De ce în școală, în primul rând? Pentru că e foarte ușor să reprezinți o chestie zilnică, mai ales la școală, unde în Japonia se merge la școală, dacă nu mă înșel, de 6 ori pe săptămână, dacă nu mă înșel, sau poate mă înșel, de 5-6 ori pe săptămână, și atunci e mult mai ușor, de exemplu, să treci peste weekend, sau dacă două caractere se întâlnesc în weekend, înseamnă că urmează ceva important, pentru că majoritatea timpului ele interacționează numai la școală sau în jurul școlii sau în contextul școlii, gen hai la mine acasă să învățăm sau hai să ne întâlnim la o librărie să învățăm și chestii genul. Și așa că în momentele în care merg, de exemplu, la mare sau la munte sau la asta, știi că ori se întâmplă ceva cât de cât important, care cel puțin la sfârșitul, în ultimul minut al episodului, care să împingă, cum îi zice, povestea mai departe, sau e pur și simplu fan service. O să vă explic și ce e fan service dacă nu știți. Bun, și atunci e mult mai ușor să facă Slice of Life în jurul școlii, pentru că e mult mai ușor de arătat așa, față de Slice of Life, nu știu, când ești la facultate și nu mergi zilnic la facultate, că n-ai cursuri în fiecare zi, sau dacă ai cursuri, nu aveți aceleași cursuri, știi? E foarte greu așa pentru unii să creeze romanță și tensiune și toate chestiile astea. Așa că de multe ori Slice of Life în jurul școlii. Mult mai ușor. Space, spațiu, poate fi ori sci-fi, ori fantezie, ori realistic, depinde, sports. Sports e 5% sporturi realistice, gen unde caracterele și, cum îi zice, povestea e foarte realistă, și restul e cu puteri sau cu șuturi, falcon sau cu aruncări de nu știu cum și nu știu care, de fel de minunății de genul. Poate să fie super fain sau poate să fie deja o plictiseală, că de tine. Bun, super power is cu super puteri. Simplu. Supernatural, supernatural, thriller, thriller, vampir, vampir. Și acum la ultimele două, care is... nu cred că vă dați seama din titlurile lor, ceea ce e ok. Nu-i mare brânză, dar Yaoi și Yuri sunt practic variantele adulte pentru Shoujo Ai și Shonen Ai. Shonen Ai Yaoi, Shoujo Ai Yuri. Yuri se focusează pe partea feminină, Yaoi pe partea masculină. Pe Yaoi, de exemplu, ai show-uri cum e Yuri on Ice. Practic. Dacă nu mă înșel. Da, nu mă înșel. Și cele mai proste exemple, bineînțeles că sunt aici sus. Pico no Chico, Boku no Pico, Pico Coco Chico. Și te doare mintea. Dar... da. E practic... Nici... E practic ceea ce credeți. Exact ceea ce credeți. Niciun secret, niciun... E exact aia și nimic altceva. Bun. La Yuri e exact aceeași chestie, același tratament. După cum vedeți... Oh my god, da, da, nici nu cred că trebuie să explic ceva, da, e
tot din categoria hentai, majoritatea din categoria hentai și nu sunt foarte multe care să, adică din punctul meu de vedere, nu sunt foarte multe care să fie mai serioase pe genul josei, dar combinat cu asta. Dar aia e părerea mea și bineînțeles nu le-am văzut pe toate, deși aparent nu sunt multe, ar trebui sau nu ar trebui. E bine, și așa am destul de multe și avem destul de multe în care să trecem. Bun, cam astea sunt genurile. Dacă ar fi să aleg genurile mele preferate, sunt josei, psychological seinen, slice of life, shonen, shoujo, romanță, și restul oarecum se intersectează acolo, deci cam astea sunt genurile mele favorite, cam asta e ceea ce cred eu, și sper să vă ajute, adică de asta am făcut toată chestia asta și de aia am povestit 20 de minute numai despre genuri, în speranța că, băi, poate vă ajută și sper să vă ajute. Bun, trecem mai departe la recomandări și nerecomandări. Ce să vezi și ce să nu vezi? Ei, bine, what? Dai numai un pic, ce? Adică? Ha? Oare cine a schimbat asta? Nu știu ce înseamnă aia sau de ce așa. Indiferent. Aici e varianta necenzurată. Aici, dacă vreți să o vedeți. Bun. Să vă dau niște recomandări. Ceva ce poate vă place, poate nu. O să vă dau din mai multe genuri. Că tot am vorbit de genuri. O să vă dau comedie, o să vă dau ceva cu acțiune, o să vă dau ceva la care o să plângeți și ceva drăguț sau cu sport. Vedem. Bun. De la bun început, nici n-am început lista, aka trebuie să vi-l recomand, este absolut genial acest anime și merită să îl vedeți, să vă uitați la el neapărat, e un anime foarte, foarte bun, cu o piesă de început magnifică pe care trebuie să o ascultați. Apropo, și dacă vreți să ascultați piesa, ori puteți să o căutați online, ori mergeți pe pagina de Facebook, de Twitter sau pe subreddit, că am să o postez acolo imediat după. Bun, după cum vedeți, e mystery, e poliție, e dramă, e fantezie, e seinen, deci cam din punctul meu de vedere idealul, vi-l recomand din toată inima. E vorba despre un stat, un regat ficțional pe o planetă a noastră, să zicem, care are 13 13 zone, să le zic așa, o secundă. Zone sau dacă sunteți din capitală, sectoare, iar e vorba de regele care urmează să lasă tronul cuiva, unui urmaș, iar bineînțeles țara e, regatul e la un pas de o revoltă și merită să-l vedeți. Scuzați, da, gâtul după jumătate de oră de vorbit aproape continuu, cam joacă farse. Bun,
comedie, nici nu cred că o să plec de aici, de la A. O să vă dau Aho Girl. E o comedie super tâmpită, gen râs de ce tâmpită e și și așa are numai câteva minute, 12 minute pe episod și merită văzut la cât de prost e râs, ca râs de te rupi, sincer să-ți spun, adică eu cel puțin râs. Comedie, romanță, școală și shonen. De ce shonen? Nu știu, dar să zicem. Merită văzut și e super, super și drăguț și funny și merită. Bun. Acum să de la ceva cât de cât serios la ceva funny, la să fac să plângeți sau nu. Hai că vă fac să plângeți. Unul din animeurile mele preferate pe care de-abia aștept sincer să termine manga, o să-l citesc tot, este ăsta. Ama to Inazuma e adorabil de numă. Deci fetița asta e o scumpete și jumătate. Iar dacă o să ajungeți vreodată la o vârstă când o să vreți un copil, eu vreau un copil cum e fetița asta, că e, oh my god, atât de drăguță și adorabilă și e scumpetea scumpeților, practic. Scuzați că mă duc pe tangenta asta, dar ăla e adevărul. Bun, merită să-l citiți, are o multă, multă inimă și mult suflet pus în el. Vorba despre tipul acesta care, tatăl ei, care a rămas văduv și el ca profesor la liceu trebuie să și-și crească copilul și să-i și dea de mâncare și să învețe să-i facă de mâncare și să aibă grijă de ea, cum crește și se dezvoltă, și bineînțeles că e un challenge, dar merită văzut că e absolut adorabil, merită să vă lăsați așa inima străpunsă de tot ceea ce înseamnă anime-ul ăsta. Din punctul meu de vedere este absolut genial și drăguț și m-aș uita la el în fiecare zi numai ca să zâmbesc. Bun. Ceva așa mai sportiv. Eu, după cum v-am spus, eu am mai jucat rugby, deci nu am cum să nu vă recomand All Out, un anime despre rugby. Este destul de realist din punctul meu de vedere și chiar merită văzut. Iar dacă după aia nu vă interesează, gen să vă uitați la măcar la un match de rugby sau nu vreți să vă aruncați și voi și să alergați cum mai alargă ei, păcat, ce să zic. Da, mie îmi place foarte mult, e funny, are un cast foarte de caractere foarte interesant, iar din punctul meu de vedere se merită. Bun, ceva ce nu vă recomand din cam toată inima, să vedem aici. Da, mie nu mi-a plăcut Naruto și Puden, nu mă urâți, nici One Piece, nu mă urâți, nici, bun, ok, hai să aleg unul și din, uite-te câte s-au adunat aici, bun, ăsta, Osama Game The Animation e basically unul, o persoană, e rege, corect, care le trimite, cum îi zice, practic, challenge-uri elevilor dintr-o școală sau dintr-o clasă, iar ei trebuie să le facă sau dacă nu, mor. Fie se sinucid, fie mor dintr-o anumită oarecare cauză. Iar pe cât de interesant pare că
Oarecum începe cu un mister care trebuie așa unraveled și descoperit până la sfârșit, se transformă într-un căcat cu mult sânge care nu are niciun sens și nu duce niciunde, practic. Și păcat, păcat că avea potențial și l-o cam distrus. Bun. Cam asta e. Ce să vezi, ce să nu vezi. Deci v-am spus ce să vedeți. Să nu vă uitați la asta și dacă vă, nici de curiozitate să nu vă uitați, că nu prea se merită. Și o să mai trecem noi prin lista aia de drop și o să vă explic mai multe. Deci nu săriți în comentarii, nu săriți în cap că da, de ce nu-ți place. Cu timpul o să le aflați pe toate, vă garantez. Bun, o memă. Ce-i o memă? Basically, e un meme. Iar eu o să vă arăt unul din meme-urile mele preferate de săptămâna asta. Că avem meme-uri, corect? Corect. Pentru că se poate. Bineînțeles, unul din meme-urile mele preferate. Să mergem direct la sursă. Aici așa. Nu știu ce am făcut asta. Vreau să mi-a rămas ok. Deci unul din meme-urile mele preferate este acesta cu unde-s fanii anime-ului Jojo. Îi chem acum și Jeremy de la acum The Grand Tour apasă butonul pentru retard. Altă memă foarte mișto e Ohio și Ohio. Asta nu e o memă, e ceva ce-a făcut ăia de la Petrolul în privința fanilor Uclu și Dinamo. O altă memă foarte drăguță, mi s-a părut asta, e așa on point și merită. Iar creație proprie este asta cu tu versus tipul de care îți zice să nu-ți faci griji. Iar dacă știți anime-urile, bineînțeles că știți Dragon Ball, super, presupun, și presupun că nu știați de Darok, artă marțială daco-ortodoxă creștină. Yes! Bun! Și cam asta e pe ziua de azi. Cât a trecut? Numai 42 de minute. Numai 42 de minute. Vedeți? Se poate sub o oră. Dar vă zic că gâtul meu mă zgârie de numai. Bun, cu asta spus, vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc că a stat până la sfârșit. Aveți acolo toate link-urile de la Facebook page, de pe profilul de Twitter, de la canalul de YouTube. Dacă sunteți pe Twitch, pe YouTube, dacă vedeți acolo este și pentru canalul de Twitch, dacă vreți să vedeți toate chestia live, iar acolo este și subreddit-ul pentru memuri și pentru chestii genul. Oriunde de pe acele social media, oricând, la orice oră, liniștiți, trimiteți, povestiți, sugerați, vă zic dacă nu știu sau ce știu. Și dacă aveți prieteni care vor să intre în anime, dai un pic cam așa, cam ciudat pentru ei și nu vor să arunce, trimiteți-le video-ul ăsta, trimiteți-le podcastul ăsta și poate o să învețe și ei un pic despre genurile anime, o să primească câteva recomandări și cam la ce să nu se uite, iar după aia decizia, bineînțeles, că întotdeauna a lui sau a voastră, dacă vă uitați la ele sau nu, dacă vă uitați sau nu, și nu ați văzut anime-urile alea, să-mi lăsați comentarii să-mi spuneți ce părere ați avut. În rest, like, comment, subscribe, toate chestiile alea. Și ne vedem săptămâna viitoare la live pe Twitch sau oricând pe YouTube, aici la Shonen Ro Live. Pa, pa! Pa! Pa!